O echipă superioară la toate capitolele până acum. Steaua a luptat de capa lui Goian. Intervenția portarului. Mingea sare din nou la Goian. Al cincelea gol pentru acest fundaș extraordinar. E ceva pentru un fundaș să dea 5 goluri în Europa. Iar aici au fost două șuturi, ambele periculoase, expediate de Goian. Iată pe Goian cum vine fără marcaj. Cronic, această vulnerabilitate la cornere a formației engleze.